aleajul de lipit se lipește ușor. Foarte ușor. Da. Și uite, el e lichid. Când el e fierbinte, el e lichid. Și atât punem așa în partea de jos, vârful, și luăm ce e în surplus. Se vede? Da. Frumos a ieșit? Dar la mine este corect? Da. 47 trebuie să fie, culoarea 4 este galben, 7 este violet și 8, 10 la puterea 0. Acesta este un atelier practic pus în aplicare de Andrei Ciobanu, care a revenit din Canada să învețe pe copiii de la Chișinău, Budești și Durlești arta electronicii. Pasiunea pentru radio și electronică o nutrește din copilărie, fapt ce l-a determinat să o inspire și tinerilor din Moldova. Grație unui grant obținut prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora, lui Andrei a reușit să adune 20 de copii la un atelier de electronică, care s-a desfășurat recent la Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico. Acest proiect este de fapt un vis de-al meu, încă din anul 2010, când am înființat Radioclubul Elevilor în cadrul Liceului Teoretic Hiperion din Durlești. Iată că acum, după 7 ani, a fost posibil prin intermediul Biroului pentru Relații cu Diaspora să aplic la un proiect, deci reîntoarcerea profesională a diasporii. În cadrul atelierului nostru, copiii au avut posibilitatea să ia în mână componentele electronice individuale, să le lipească pe un circuit de cablaj imprimat și să dea viața acestei scheme, să vadă că într-adevăr teoria funcționează în practică. Copiii au rămas impresionați de aceste cluburi și au învățat să construiască brăduți electronici, ceasuri și o schemă de radio. Într-o perioadă scurtă de timp, aceștia au descoperit noi posibilități de învățare prin ateliere practice, lucru mai puțin întâlnit în Moldova. Mine mă motivează acest curs, faptul prin de fiecare dată încercăm să construim ceva nou, ceva diferit. Ce ai reușit să realizezi până acum? Diferite scheme cu LED-uri, pe etaje, în grup, fiecare echipă câte un etaj, am mers la sfârșit pe un circuit basculant. Și am învățat cum arată bateriile, cum se mai spun sursele de alimentare. Am conectat un LED la un întrerupător și la un butor mai exact. Aici. De asemenea, avem nevoie și de un întrerupător. Întrerupătorul va servi drept bază de a porni morișca ca să se învârtească. Stârnește curiozitate să aflăm cum va arăta sfârșitul schemei pe care o construim. Timp de 7 ani de când a emigrat în Ottawa, Andrei Ciobanu nu a rupt legăturile cu societatea moldavă. Ba din contra, a inițiat și încurajat tinerii din Chișinău să participe la o serie de competiții internaționale. Cât arată acolo? Aproape. 187. Se vede? Am satisfacția că am făcut un lucru bun, în primul rând pentru viitoarea generație. Am transferat din cunoștințele mele, din abilitățile mele din electronică. Am reușit, sper eu, să infectez frumos copiii cu microbul electronicii, cu pasiunea pentru electronică, de a le transmite curajul că ei pot construi cu mâinile proprii un circuit electronic, deci o schemă, pot construi un aparat. Ar fi bine să existe continuitate în cadrul Centrului Republican pentru Copii și Tineret. Sper eu că administrația va fi sensibilă și va depune eforturi pentru a identifica resurse umane în primul rând. Avem 1 0 și 2 de 0. Deci, 1 kilogram. Foarte corect. Bravo. Datorită spiritului de inițiativă al lui Andrei Ciobanu, azi funcționează și un club de radio amatorism, unde copiii au posibilitatea să interacționeze prin undele radio cu alți copii din întreaga lume. My QTH. QTH is Chișinău, the capital of Moldova. Echo Radio 1 kilo Victor Charlie. Echo Radio 1 kilo Victor Charlie.
Aici stația de radio de club a copiilor Chișinău. Eco Radio 1 Kilo Victor Charlie. Eco Radio 1 Kilo Victor Charlie. Eco Radio 1 Club Vasile Ciubuniță. Cheamă și ascult. Hai o săi, cum ești? Внимание всем, работайте, приглашайте Елена Романовна единица киловатт в ЖУК Центральный. Елена Романовна единица киловатт в ЖУК Центральный. Елена Романовна единица киловатт в ЖУК Центральный. Для всех на приеме прием. Cu cine ați vorbit astăzi? Cu ruși, cu engleși, cu români. Sunt foarte pasionată de acest club, pentru că îmi place foarte mult să comunic cu oameni. Îmi place chiar și colegii mei, și învățătorul, domnul Valentin. Vreau să particip și la alte campionate și să ajung renumită. Vreau să devin pilot și la pilot se trebuie radio și iată azi s-a întâmplat ce eu am vrut întotdeauna să fac, să vorbesc la radio. Bineînțeles, ar fi foarte binevenit o atenție, măcar din partea autorităților, în sensul de a promova această activitate ca activitate opțională în toate liceile și școlile din Republica Moldova, iar radioamatorismul, ramul radiooperare, în caz particular, oferă posibilitatea de a stabili relații interumane deosebite între copiii. După cum am spus, în România există peste 200 de radiocluburi. La noi, în Republică, sunt doar vreo 3, cel de la Durlești, care deja nu mai funcționează. Copiii de la Clubul de Radioamatorism au obținut în ultimii 20 de ani din istoria Republicii Moldova primul trofeu de bronz în cadrul competițiilor internaționale de telegrafie din Germania și România. Acest efort din nou s-a datorat reprezentanților diasporei care și-au oferit propriul sprijin de a promova talentele peste hotarele țării noastre. De la distanță, a mea din Canada, eu acolo scriam cereri, aici râudele le duceau la eventualii sponsori, autoritățile, bineînțeles, răspund de cele mai multe ori cu recomandări de a căuta finanțări din exterior. O singură dată Ministerul Tineretului și Sportului a sprijinit participarea echipei de la Durlești, după aceasta am obținut doar refuzuri. Spre regret, nici universitățile din Moldova nu dispun de aceste posibilități. În cadrul universităților noastre, nu știu dacă se mai practică lucrul cu ciocanul de lipit, deci o activitate în care studentul să aibă posibilitatea să construiască el cu mâinile sale proprii un circuit electronic. Deseori, diaspora se confruntă cu o mentalitate rudimentară din partea societății moldovenești, care cu greu înțelege motivele generoase ai moldovenilor plecați peste hotare de a realiza proiecte de dezvoltare în Moldova, iar eforturile depuse sunt privite în cele mai dese cazuri cu o doză de scepticism. Deci nu întotdeauna când cineva vrea din exterior să facă un proiect aici, în Republica Moldova, își pun întrebarea de ce, deci, sau ce va avea el de la asta personal. La noi încă există stereotipul acesta că dacă faci ceva, înseamnă că ai ceva de la asta. Recent, Biroul Relații cu Diaspora a elaborat un plan de acțiuni până în 2020 pentru a reintegra cetățenii reîntoși de peste hotare și prevede măsuri de informare și de protecție socială.